Aureliana Bogdan trebuie să rămână până definitivăm efectiv toată procedura de lichidare a societății. Registrul comerțului, ea are și un inventar pe care trebuie să-l dea Consiliului Județean. Nu mai mă ocup de chestia asta, presupun că executivul își face treaba și lucrurile vor decurge normal. Automat, din câte am vorbit și cu secretarul și cu cei de la juridic, trebuie să dăm și o hotărâre de Consiliu în acest sens de închiderea societății, pentru că Consiliul Județean este cel în măsură. Dar eu cred că efectiv, undeva în 1 mai avem toate documentele finalizate, pentru că sunt niște proceduri legale pe care trebuie să le îndeplinim. În opinia dumneavoastră, Reliana Bogdan și-a justificat vreodată salariul pe care l-a luat de la Rocreativ în toți anii ăștia? Depinde din ce prismă privim. A meritat Până la urmă, eficiență activității, a meritat să ia banii din aia? punct de vedere eficiență economică, nu. Din punct de vedere eficiență de promovare, avem de făcut un studiu. Efectiv, să vedem care sunt aturile și eu vă spun că acest studiu este foarte greu de contabilizat, de văzut, efectiv, câți turiști au intrat prin promovarea făcută de Rocreativ. Da, cred că n-ar fi cazul acum să mai stăm, să mai facem aceste Cred studii, că să... n-aveți ce număra, sincer. Nu, neapărat să numărăm. Dar nu aș mai vrea să mai cheltuim bani pentru a face studii, să vedem câți turiști au intrat prin Brăila, prin această societate. E timpul să ne gândim foarte serios cum vom merge mai departe. Cred că am luat deciziile corecte din punctul meu de vedere și nu eu singur, ci împreună cu alți colegi, de a face acest serviciu, această direcție Dar și v-ați mi se hotărât pare până mult la mai urmă sustenabilă. că, nu știu, poate mă ajută colegii, erau două variante de mers pe viitor, un serviciu de utilitate public sau Și un ceva și OMD. OMD. ați văzut cum merge, ați analizat? Am analizat, ne-am uitat și la alte județe, mi se pare mai sustenabil și mai repede de intrat cu acest serviciu. De ce l-ar purta denumirea de? Serviciu de utilitate publică a județului Brăila, cu două componente. Parte de drumuri județene, și aici mă refer și v-am explicat mai devreme, înfrumusețare, acostamente, marcaje și așa mai departe. Nu vom intra în parte de reabilitare efectivă, pentru că nu avem forța și experiența necesară. Și cea de-a doua componentă de promovare a județului Brăila și v-am spus cele trei segmente, cultural, sportiv și turistic, ca să ne înglobăm pe toate, pentru că până la Luați urmă e în o calcul și promovare. locurile acelea de popas pentru cei care tranzitează județul, cu mese, cu o fântână, cu un umbrar, Păi tot? sunt pe, dacă sunt pe drumurile județene, da. Da. Dacă sunt pe drumurile naționale, nu mai ține de noi. Poate o vedem pe Reliana Bogdan și pe acolo, pe la biroul ăsta. E hotărârea dânsei, vor fi concursuri, nu Deci, putem înțeleg. să oprim pe nimeni ca și nume și prenume să se prezinte la un concurs. Înțeleg, deci, că va fi un serviciu, cum e, de exemplu, serviciul de gospodărire Spitaleu. locală de la Brăila. Nu o să fie o direcție în Nu, subordinea, în nu, cadrul nu, 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 o Consiliului să fie Județean. un serviciu. Am luat această hotărâre pentru că trebuie să ne mișcăm mult mai repede decât pe partea de achiziții și atunci putem marja foarte rapid în folosul cetățenilor când avem o problemă efectiv stringentă pe o anumită speță. Și serviciului dați și active de patrimoniu, ceea ce spunea când avea dumneavoastră. Adică îi dați hotelul, îi dați chestiile astea sau nu? Hotelul vom da în momentul când va fi gata serviciului la administrare. Ce, o să dăm o piatră de moară serviciului ca să facă ce? La acel hotel avem două variante. Unul, să scoatem să facem iar un audit pe el, să avem un proiect tehnic, un DALI, la ceea ce reprezintă partea de modernizare a hotelului. Și sunt două variante. Una, concesiunea în care o scoatem la concesiune către un privat să facă modernizarea efectivă a hotelului pe banii dânsului sau pe banii europeni, după care Consiliul Județean primește o redevență anuală, exact cum avem și terenurile pe care le administrăm. Din ce știți, ar fi viabilă? Sunt doritori? Nu, sunt două variante. Nu știu, eu vă spun în momentul de față ce variante avem. Nu pot să vă spun pentru că nu avem acel audit în care să ne spună cât trebuie investit în acest hotel. Sau doi, tot pe baza acestui audit, acest hotel să fie reabilitat pe un proiect pe fonduri europene de către Consiliul Județean, după care dat în administrare acestui serviciu. Pentru a-l folosi și a scoate plus valoare în folosul
Consiliul Județean sau alt serviciu. Acest serviciu va avea un singur șef pentru ambele componente, și drumuri și turism, sau veți merge? Nu, va avea și un adjunct. Nu poate să se ocupe și unul și altul. Va fi un director general sau un șef care se va ocupa mai mult pe partea de componentă a drumurilor județene și cineva capabil care poate să gestioneze partea de promovare.